Cei de la PSD spun să semnăm un pact. Vă reamintesc că am semnat pactul cu 6% din PIB pentru educație. Nu l-am respectat niciodată. Cu 2% pentru apărare. Nu l-am respectat niciodată. O foaie de hârtie, semnăm un pact. PSD-ul văd că a respectat 2% pentru apărare. Nu, anul acesta nu sunt 2% pentru apărare. Gabriel Leș așa ne-a spus. Că... Gabriel Leș minte. Nu vreți să luăm asta? Cifrele la sfârșitul anului să vedeți că România nu a consumat 2% din PIB pentru apărare? Nu știu cum este. De ce nu știți? Eu știu. Păi vă spun eu știu de ce. Exact Ministrul apărării în funcție, așa, ne-a spus foarte clar că luăm cifrele. Nu o să mai fie el ministru atunci când se publică cifrele în ianuarie. Dar vin eu la DC News. Ideea este următoarea. Deci dacă vrem într-adevăr la anul să avem în continuare și la anul și peste 2 ani, vedeți că 2021 impactul bugetar e de 50 de miliarde al acestei legi, atunci trebuie să iei banii din altă parte. Să iei bani din altă parte înseamnă ori să mărești toate taxele și impozitele, și eu cred că e o soluție proastă asta, că e o măsură prociclică, adică te duci mai tare în criză, mărești TVA-ul, că la TVA se duc toți, ori să reduci cheltuielile statului. Cum poți să le reduci cheltuielile statului? Din această administrație care nu se mai justifică în secolul 21.